Ora, doamnelor și domnilor, în cazul Caracal vorbim despre 30 de ani de închisoare, condamnare în primă instanță pentru Dincă. Carmina Pricopi este în legătură telefonică directă cu noi. Carmina, bun găsit. Ce înseamnă, iată, această condamnare? Bună ziua, vorbim despre o decizie pronunțată pe fond după 3 amânări a magistraților de la Tribunalul Olt. Magistrații l-au condamnat în această seară pe Gheorghe Dincă la pedeapsa maximă de 30 de ani de închisoare în regim de detenție. Acesta este acuzat de mai multe infracțiuni, de două infracțiuni de omor calificat, de trafic de persoane și de profanare de cadavre. Decizia vine după un lung șir de procese pe care Gheorghe Dincă le-a avut, a recunoscut și n-a recunoscut și a schimbat mai tot timpul declarațiile în fața procurorilor, dar și în fața de judecată. Surprinzător este faptul că avocații unei familii, avocații familiei Măceșanu, au cerut ca Gheorghe Dincă să nu fie condamnat pentru omor, pentru că ei consideră că nu acesta este adevărul, că fetele nu au fost ucise de Gheorghe Dincă și au cerut cercetarea lui și condamnarea lui doar pentru trafic de persoane și au insistat să se afle adevărul, să se stabilească exact ce s-a întâmplat cu cele două fete. Pe 26 iulie 2019, procurorii și polițiștii descindeau în curtea lui Gheorghe Dincă de pe șoseaua Craiovei numărul 169 din Caracal și la momentul respectiv procurorii de ICOT ne spuneau că în curtea lui Gheorghe Dincă, cele două fete date dispărute, Luiza Melencu în aprilie 2019 și Alexandra Măceșanu, pe 24 iulie 2019, au fost răpite, violate și ucise prin incendiere de către Gheorghe Dincă. De acolo a urmat un caz extrem de controversat, am aflat foarte multe detalii absolut terifiante. Am aflat faptul că acea intervenție a polițiștilor a fost una ratată, că Alexandra a sunase la 112 de mai multe ori pentru a încerca să se salveze, însă am văzut cu toții acele discuții între operatorul 112, ulterior de polițistul de la dispeceratul poliției. Într-un final, nimeni nu a mai ajuns să o salveze pe Alexandra. Au urmat și foarte multe anchete administrative și penale și disciplinare în privința intervenției polițiștilor și a procurorilor. Au fost foarte multe verificări demarate de Parchetul General, de Inspectoratul General al Poliției Române, de Ministerul de Interne, la structurile de poliție, dar și la structurile de parchet, pentru că au fost foarte multe instituții unde s-au plimbat cele două dosare de dispariții, pentru că vorbim despre Luiza Melencu, care a dispărut pe 14 aprilie 2019 și pe care practic nu a căutat-o nimeni. Și, în al doilea rând, vorbim despre Alexandra Măceșanu, care a dispărut pe 24 iulie 2019 și, la fel, dispariția ei inițial nu a fost consemnată nicăieri, polițiștii nu și-au informat superiorii. A fost un lanț lung de greșeli pe care nimeni nu le-a reparat ulterior. Practic, sistemul nu a fost reparat, nu s-a făcut nimic pentru ca așa ceva să nu se mai repete. Cei implicați la vremea respectivă în cele două dispariții, vorbim aici despre polițiști și procurori, mulți dintre ei au ieșit la pensie, mulți polițiști, restul sunt în continuare în sistem, există o anchetă penală, sunt mai mulți polițiști și un procuror de la parchetul de pe lângă judecătoria Caracal, care sunt în continuare urmăriți penal, însă nu au fost făcuți inculpați, nu s-a pus în mișcare acțiunea penală. Dosarul a fost inițial înregistrat la SIJ, însă ulterior, după desfințarea SIJ, dosarul s-a mutat la parchetul general, a fost trimis ulterior la parchetul Curții de Apel Craiova, însă, pentru că unul dintre procurori este chiar aproape coleg cu cei de acolo, procurorii s-au obținut și au trimis dosarul la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești. Dosarul este în lucru, însă a rămas în aceeași fază. Mulțumesc, Carmina!